în circumstanțe oricât de descurajatoare și punctate, practic, de elemente evidente, de concluzii logice și sănătoase, atenție, expresia poate ieși ceva bun din toate aceste circumstanțe sau din viața ta sau din viața celui de lângă tine, expresia aceasta poate ieși ceva bun, nu trebuie să fie o întrebare sau o expresie a unei muzici pline de dezamăgire. Nu! A pune semnul întrebării, poate ieși ceva bun, este de fapt expresia disperării, a dezamăgirii, a căderii, a înfrângerii. Aceleași cuvinte, poate ieși ceva bun, urmate de un alt semn de punctuație, și anume de semnul exclamării sau de trei semne ale exclamării, schimbă cu totul paradigma. Expresia anume, poate ieși ceva bun din unul ca mine, din unul cum e copilul ăsta, din situația asta în care se poate ieși ceva bun, aceleași cuvinte sună altfel, sunt produse unei altfel de inimi, altfel de imagini și au cu totul și cu totul alte consecințe. Ele trebuie să sune așa, poate ieși ceva bun, poate ieși ceva bun. Unul de lângă tine zice, oh, poate ieși ceva bun din așa ceva? Și tu răspunzi înapoi, poate ieși ceva bun. Pe ce bază? Pe bază că orice lucru care este așezat în mâinile lui Dumnezeu, pentru că este așezat în mâinile lui care au fost străpunse pentru noi, devine bun. Indiferent că este bun sau nebun, acest lucru devine bun în mâinile lui Dumnezeu. Poate ieși ceva bun? Da, hotărât, poate ieși ceva bun. Ai auzit sigur că te-ai și gândit la cuvintele lui Natanael când au fost conectate cu Nazaret, acolo unde locuia Iisus. Prima lui întrebare aceasta a fost. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Cine a spus vreodată ceva bun despre Nazaret? Deci nu se cunoștea nici măcar un singur element care ar fi putut să conducă la o formulare diferită, cum ar fi. În timp ce nu poate ieși nimic bun din Nazaret, totuși au și această calitate. Nici măcar una nu a existat. Iisus era într-un loc și asociat cu un loc care era în totul negativ. Sigur că Filip se putea angaja într-o demonstrație. Să vezi ce se întâmplă. Dar își dă seama că orice argument ar aduce, niciodată nu va putea răsturna prejudecata generală și generalizată, stabilită de istorie, a faptului că Nazaretul este un loc de unde nu iese nimic bun. A faptului că viața ta sau a altuia sau viața mea este ceva care nu a produs nimic bun niciodată. Ci întrebarea aceasta lui Natanael a vrut să spună că de fapt nu a rămas niciun fel de speranță. Vroia parcă să-l mustre într-un fel disprețuitor. Păi tu ai auzit undeva în vreun ziar sau pe cineva vorbind de ceva bun cu privire la Nazaret? Nu. Nu poate să iasă nimic bun din Nazaret. Schimbă semnul de punctuație. Dar atenție, schimbarea semnului de punctuație de la semnul întrebări la semnul exclamare nu se produce prin procedee psihologice, prin fel de... Nu. Ci ea se produce prin ațintirea privirii noastre la acela care singur poate să schimbe semnul de punctuație din spatele cuvintelor poate ieși ceva bun, dintr-un semn de întrebare urmat de trei puncte, într-un semn al exclamării urmate de alte semne de exclamare. În timp, fiecare om, privind spre Dumnezeu, va repeta cu uimire. Iată că și din ceea ce părea că nu iese nimic bun niciodată și din care niciodată n-a ieșit nimic bun, iată că în mâinile lui Dumnezeu poate ieși ceva bun. Poate ieși ceva bun chiar din acest lucru. Învață pe copilul tău acest lucru. Învață-te pe tine însuți acest lucru. Dacă până astăzi nu l-ai spus, este pentru că n-ai cunoscut pe acela care poate schimba semnul de punctuație al expresiei poate ieși ceva bun. Dumnezeu să pună marele semn al exclamării când privește la viața ta și tu să primești semnul acesta când îți vei întoarce privirile spre el. Îți vei da seama clar că în timp ce nu poate să iasă ceva bun fără Dumnezeu, cu Dumnezeu poate să iasă ceva bun.